beton. Și le-au picat, la un metru jumate mai jos. Păi a fost aici, vă spun asta de parte, sau vreau ce-a plecat? O investiție de aproape 1 milion de euro stă să se prăbușească în orice moment. Tavanul, care a fost prins în 3 țevi, se poate prăbuși în orice moment. Nu se cernează. Noi ce se întâmplă și ce măsuri o să luați? O să luăm măsuri. Credință. Vă rog, o filmați. Dar nu, dar care dacă nu știm, stai să vedem. Totuși. Păi cât nu e gata clădirea? Știu, dar nu. Tabla cu construcția trebuie să fie afișată. Greutate mare. Greutate mare? Da. Oricum, de la prefectură, frigul, știu eu. Era consiliul județean, mi-a spus că au găsit mai multe nereguli la construcție. Cine a zis? Cei de la consiliul județean. Nu, eu nu știu de nicio. De reguli. Dacă ei știu mai multe. Ce ți le dat dă și... Da, și nu știu, dar tabla cu finalizarea construcției, unde a dispărut? Era acolo, pe un copac. Cu data da, finalizării. Chiar pe nu știu unde e. Domnul Miclăuș, o întrebare. Măsuri de siguranță. Ați izolat zona să nu intre nimeni în perimetru. Puteți să ne spuneți chestia asta? Păi e închis. Și o să-l închidem complet. Ca să nu fie nimeni în zonă. Da, corect. Și alte din astea de prăbușire mai sunt?